Da, bă, nu știu. Vreau să mă uit la video ăsta cu Mihai Neamț. A reapărut un video vechi cu Mihai Neamțu care ne explică cum să agățăm dudui. Doamna mea! Cum să agățăm uh, creștine. Sau, mă rog, poate mi-a apărut mie. Nu știu dacă s-a reviralizat sau ceva. Dar, nu știu, adică mi se pare un subiect de interes foarte mare care ar trebui păstrat în amintirea noastră uh, cât mai mult timp. Chiar aveam nevoie, da, sincer. El cu patru neveste știe. De când e neamțu, pua, bă, nu cred că e pua neapărat, cred că e un om, nu e așa, Mihail Neamțu, este un om respectabil care, domne, are o anumită experiență de viață și ca orice, uh, cum să-i zic eu, Băi, bă ca orice mare minte contemporană și împărtășește din ale sale cunoștințe cu noi gen. Bun, hai să vedem uh, Also, vreau doar să menționez sunt la paritate de subscriber sunt la egal, sunt la egal cu Mihail Neamțu de subscriber Vă rog frumos, scoateți-mă din situația asta jenantă în care mă aflu. Am la fel de mult subscriber ca Mihail Neamțu și râde Mircea Badea de mine. Vă rog frumos dați-mi subscribe să depășesc această etapă rușinoasă din viața mea. Dați-am subscribe, nu subscribe, nu dați-am subscribe, mai! O... De ce creerul și nu sexul? Pentru că e foarte simplu, creierul este organul care nu te lasă niciodată. Când celelalte poate gâfâie, să știi că ești obligat să continui opera de seducție prin vorbire. Asta nu înseamnă că uh -huh. e un demn spre un comportament. Ne zice de seducție, bă, vă vine să credeți? Ne zice de seducție, Mihail Neamțuai, this is amazing. Seducție, omul care nu știe ce e o vasectomie ne zice de seducție, guys, I love this. Fi responsabil în care nu există niciun legământ, nu există nicio afecțiune între cei doi și în care doar relația corporală ar fi importantă. Nu asta spun, spun însă că totul începe și se termină, atenție, printr-un cuvânt. Aș mai zice o chestie, că viața în două... Și cu toate monitoarele astea, unde e la CIA, unde se află în momentul ăsta? Microfoane, monitoare, camere... Ce faci, nene, aici? Ce faci? Ce informații de ții? Doi se decide plecând de la o silabă. E da sau ba? Și la final e pa, da. dacă nu ai avut grijă de ea. Și haideți să vedem. Let's go! Bars! <laughs> Damn! Cum anume poți să începi cu adevărat pe baze solide, pe baze, știu și serioase, cât de cât serioase, o da. relație cu adevărat satisfăcătoare și chiar fericită. Okay. Primul lucru care mi se pare esențial este să știi să pui o întrebare. Într-un mod care nu este foarte uh, agresiv. Ce buci conduci? Pare rău. Dar nici un mod foarte formal lipsit de implicare afectivă. Chiar trebuie să-ți pese de cel din fața ta. Să-i pui întrebări despre copilăria pe care a avut-o Să-i pui întrebări despre visele Pe care le, le nutrește Orice persoană tânără, orice suflet de femeie Are și ea aspirații, vise Și e bine să le cunoști po Da, o sugestie bună de la Mihail Neamțu Pot să confirm Poate sunt vise prea îndrăznețe pentru tine și te vor copleși Poate sunt vise care din potrivă Te alimentează și pe tine Cu energie Te fac acestea să te pui pe drap <laughs> Ce buci vrei să conduci <laughs> Ce buci aspiri să conduci să te trezești mai devreme, să mergi la sală, să citești mai mult, să înveți o limbă străină, să te duci la facultate mai ambițios, să termin cu o notă mai bună și să fii angajat pe o poziție mai avantajoasă. Cine știe câte lucruri poate să te facă o femeie să începi să le faci doar pentru că ea ți-a mărturisit că are un vis măreț? Credeți că e foarte important să-i pui celei care stă în fața ta această întrebare? Spunem -mi și mie două vorbe despre visul tău. Spunem -mi și mie cum arată cea mai frumoasă zi din viața ta? Nu, ăsta e un fel oribil de a pune această întrebare, dar pot să fiu de acord cu ideea că e, asta e ceva ce lipsește într-adevăr din uh, toată zona asta de pua, seducție, whatever. Ideea că persoana din fața ta pe care încerci să o seduci este o persoană care are aspirații în viață. Este un subiect foarte interesant de conversații. Toată lumea zice dar ce vorbesc cu ea? Că nu știu, gen, like, try to know her as a person, nu? Cum adică ce vorbesc cu ea? și când e o înșiruire magică de cuvinte care o să-ți dea ție un rezultat scontat. Nu, just fucking talk to people, Jesus Christ. Nu poți cred că de acord cu Mihai Neamțu, dar da, ok, aici. Nu știu să fie mai încolo, dău. Nu poți garantez. Că, la un moment dat, puterea asta a imaginației, care o va face să-ți povestească casa în care se visează, locul în care s-ar plimba, străzile pe care, nu știu, ar vrea să le... Să le contemple cred că această capacitate a sufletului ei de a contemple străzi, am contemplat străzi. Al doilea lucru care mi se pare important, dacă tu respecti persoana din fața ta, dacă fata asta ți-a căzut cu tronc, dacă ea nu ți iese din minte, nici dimineața, nici seara, dacă e pur și simplu mereu în gândurile tale, cred că e foarte important să onorezi prezența ei și atunci când ea nu este de față. Iar când te invită sau când tu o inviți la o întâlnire și această întâlnire chiar are loc, ține cont de faptul că ea vrea să te vadă impecabil, să te vadă altfel decât te duci la job, altfel decât te duci cu prietenii la o poveste, la o băută, la un ceai sau mai știu eu ce. Vrea să vadă din tine bărbatul care într-o bună zi va fi chiar și tatăl copil. Ok, nu fi tu însuți. Asta e ideea. Asta vrea să ne zică. Fii într-un costum corai. <laughs> Nu, dar ne zice minte-o. Minte-o că ești mai bun decât ești. Prefăte că ești mai bun decât ești. Tu ești ultimul om, mănânci mama de pe jos, te îmbraci în training prosper, dar când te vezi cu ea, te duci la operă, îți închiriezi un smoking, nu-i așa, îți iei niște pantofiori de la Cezar Ionașcu și te duci prezentabil ca să nu zică femeia aia că ești de pe jos. Ca după aia când sunteți într-o relație și te vedem în training și mănânc mama ligă de pe jos, să zic, Auleu, dar cât ai muncit tu ca să pare altcineva, Doamne, apreciez acest efort. <laughs> Asta înseamnă că ținuta se poate schimba întotdeauna în bine. Că nu e prea mult să porți un sacou, o cămașă curată, să ai un parfum la îndemână, să ai de asemenea, de ce nu, chiar și o cravată, un costum poate și un pantof de calitate. Da. Eu cred că lucrurile astea nu țin de snobism, ci țin mai ales de dorința asta de a-l face pe cel din fața ta să se simtă Pur și simplu, fermecat. Până la urmă... Da, dorința de a păcăli pe cineva că ești altcineva decât cine ești, ok. Tare, frate. Adică nu zic, da, ok, sure, ok, știi ce? Nu vreau să fiu eu nerezonabil acum, șor. Sure. Dar ar trebui să te îngrijești în general, tu ca om. Tu ca om, în general, ar trebui să te îngrijești și ar trebui, cred eu, nu vă spălați, să fii cea mai bună versiune a ta pentru tine, în primul rând. Adică mă, mă enervează când se pune problema de a fi cea mai bună versiune doar când vrem să combinăm pe cineva. Nu, you should be that for yourself, always and forever. Și când o fi să ieși la date, short, sure, te dai cu un parfumel, te aranjezi un pic, adică nu te duci așa ca ultimul om, dar gen, tu ești tu, că de-aia iese cu tine, că altfel nu ieșea cu tine, nu? Ce treacu? S-ar putea să fi pe drumul greșit. Un al treilea lucru pe care l-aș spune este că femeile vorbesc între ele. Oricum mm. o dăm, pur și simplu, vorba lui Harari, da? Bavardajul, bârfa și... Women, be talking! <laughs> da, frate, femeile vorbesc între ele. Și bărbații vorbesc între ei de asemenea. Dar ce a zis de la Harari? Ce a zis Harari? Doamne, deci nu mai pot cu Yuval Harari. Nu-l suport, îmi pare rău. Nu suport ideea de Yuval Harari. Vorba lui Harari, da? Bavardajul, bârfa și, mă rog, povestea împletită și ambalată și umflată de la unul la celălalt. Aceasta reprezintă funcția socială a limbajului și femeia este în centru acestei funcții, ca să zic așa. Ele vor... Women be, be gossiping. A, ah, femeile, da, bavardaj și uh, bărfuliță. E la centru chestia asta. Doamne, cât de subtil, cât de multe cuvinte coaie. Câte cuvinte pompoase ca să zici că femeile sunt Ele își arată poze cu cel cu care se întâlnesc. Ele pur și simplu se evaluează reciproc. Există o anumită insecuritate, există o anumită indecizie. Să mă duc, să nu mă duc, să-l iau, să nu-l iau, să-l accept, să nu-l accept, să-l prezint chiar părinților mei sau e prea devreme. Și în toate aceste indecizii, în aceste ezitări pe care o femeie, unele femei le au. Crede-mă, opinia celorlalte cântărește. de -aia vrei să fii impecabil. de vrei să fie și din țiplă, cum se spune, ca un soi de pachet oferit de Valentine sau ca un fel de cadou oferit de Crăciun. cu Cel mai slăti lucru pe care l-am auzit vreodată. Cel mai slăti lucru pe care l-am auzit vreodată. Mihail Neamțu ne învață să fim absolut fucking male bimbos. Va. Trebuie să fii piunea. atent, deci la îmbrăcăminte, trebuie să fii atent la ce scoți pe gură, trebuie să fii atent practic la tot ceea ce înseamnă vitrina sufletului tău. Un alt lucru, poate că e al patrulea, dar nu mai are rost să le mai numărăm, mi se pare că îl reprezintă viitorul proiectat de tine. Un om care nu are o strategie, cu alte cuvinte, un bărbat care nu-și gândește pașii pentru următorii ani, este el însuși un copil care are nevoie mai degrabă de o mamă. Ori o femeie adevărată nu caută un copil, caută un tată, un bărbat care să o stăpânească. Dacă ar fi să mă întrebe cineva rapid ce trebuie să facă un bărbat, răspunsul meu este foarte simplu. El trebuie să fecundeze cu prezența lui, cu logosul lui, femeia. Nu, no, nu, no, nu, no. come on, man. O fecundez cu logosul. înseamnă, măi Mihai, măi, ce zice acolo, măi omule? Cât, cât, ai logos N-am că a fost secetă vara trecută Nu mai am logos Ce zice măi ne Dar nu înțeleg ce vrea să zică Pecundezi femeia cu, cu logosul Adică o faci de în vorbe Asta cred că cumva asta înțeleg o faci de în vorbe Doamne ce mă enervează Când intelectualizarea asta e Absolut stupidă Ce trebuie că e așa de complicat Oamenii vor să se distreze Să se simtă bine Mare chestie în mea <laughs> Cum l-a fecundat vameșul ăla pe el Da, exact starea ei de spirit. Dacă nu știi să faci asta, ai o problemă. Și repet, femeia cu siguranță nu va căuta un copil, ci va căuta un adult responsabil. Aș vrea să vă întreb, la mod onest, gândiți-vă și voi, poate aveți un răspuns mai bun. Ce credeți că alege o femeie? Bărbatul care stă și plictisit cu niște chipsuri în față, cu o bere neterminată și lălăie. se uită la... Știu și eu, imagini cu Pornografie, femei dezbrăcate, goliciuni sau Bye. va prefera un bărbat care, la ora 10 seara, încă mai lucrează la un proiect care mâine îi va aduce mai mulți bani, mai multe certitudini financiare, care îi va aduce mai multe oportunități și care, pur și simplu, proiect îl va pune în lumină. Doamne C nu mai pot, nene, nu mai. Pot... Băi, nene, băi, nene, vă rog eu frumos să ne intre în cap chestia asta. Nu toată lumea care stă și muncește până la 10 seara face bani. Majoritatea oamenilor care stau și muncesc până la 10 seara o fac ca să-și plătească în plamea datoriile, leasing ratele la bancă și ca să-și crească copiii. Nimeni nu stă să muncească până la 10 seara pentru că nene au o idee extraordinară și vor să o pună în aplicare ca să devină milionar peste noapte și să... Nu există chestia asta. Nu vă supărați. Încetați, vă rog frumos să mai echivalați succesul și bunăstarea și toate căcaturile astea cu asta până la 10 seara la un birou. Când stai până la 10 seara la un birou, de cele mai multe ori nu te supăra pe mine că zic nu stai pentru tine, stai pentru un patron, ok? Nu există, nu, nu mi pasă, nu îmi pasă ce zice oricine. Aveți în primul și în primul rând grijă de sănătatea voastră pentru că poți să stai până la 10 seara și doar să subziști și să te dam la și la 45 de ani să faci infarct. Mai important decât să stai până la 10 seara pentru vreun căcat de vis, mai important de atâta este să muncești cât ai nevoie ca să poți să trăiești cum vrei tu, să găsești metode mai eficiente și mai inventive și mai whatever, dar nu ilegale, de a face bani ca să poți să trăiești o viață echilibrată. Eu nu înțeleg de ce și cum și de unde ne-a intrat în cap căcatul ăsta. Cred că ne-am uitat toți la Naruto prea mult. Sau nu știu ce dracu am făcut. Că gen, acum chestia asta, ideea de a sta ca bou până la nu știu cât noaptea este cea mai mare virtute, când de fapt este un deserviciu pe care ți-l faci. Nimeni nu vorbește despre echilibru, bă, nene. Da, muncim, șor, sure, ok, ca asta este, na, ce să faci? Dar nu ar trebui să muncească nimeni până la 10 seara, nu te supăra. N-ar trebui să stea nimeni să-și închine întreaga viață unei munci când oamenii sunt mult mai complexi de atâta. Eu, ca om, nu sunt doar profesia mea, cariera mea. Eu sunt 15.000 de lucruri. Dacă omul stă până la 10 seara în fiecare noapte ca să-și facă o afacere tu ca femeie, E unde mai intri în planul ăla. Că pare că nu mai e loc și de tine, nu te spăla. Trăiți, în primul rând, dragi prieteni. Mă rog. Ce credeți că va fi mai interesant pentru femeia aceea să vadă un om care se îngrijește de viitor sau să vadă un om care se scufundă clipă de clipă într-un prezent fără direcție? Cu ce se îngrijește de viitor omul care nu este preocupat decât de propria lui bunăstare și pătrățica lui? Mă enervează că toată lumea vorbește despre viitor. Viitorul, să ne îngrijim de viitor și gen care e viitorul? Că gen copiii noștri o să moștenească un pământ desertificat, arid, supraîncălzit, în care o să fie greu să... Adică asta, asta e viitorul pe care noi îl creăm acum. A, că faci tu dropshipping de pe Alibaba și așa, asta e treaba... Ok, da, ții o să-ți fie bine 50 de ani. Dar viitorul ăla adevărat pentru copiii și copiii copiilor noștri și așa, ăla e făcut. Sper că știți, sper că știe toată lumea chestia asta. E făcut viitorul ăla. L-am și frut. Nu se gândește nimeni la acel viitor. Copiii noștri vor moșteni un teren în metaverse, da, exact. Sunt adesea invitat să vorbesc tinerilor, sunt prezent uneori la întâlniri cu studenții, sunt prezent la întâlniri cu elevii, sunt prezent uneori la uh, întâlniri cu cei din Maramureș, cei din Bucovina, cei din Moldova Sau din Transilvania și de fiecare dată Mi se întâmplă să observ tendințe Și comportamente mm -hmm. Care merită comentate În primul rând trebuie să vă spun că toată ziua Și băieții și fetele cărora le-am vorbit Au fost absorbiți, interesați De mesajele mele, le-am vorbit despre libertate Despre leadership, despre arta comunicării Despre oratorie. Bun. Seara s-a terminat după O masă foarte agrabilă, la o poveste Pe terasă, pe terasa Acelei, mă rog, pensiuni unde stăteam Și ce am văzut Dintr-o dată, a fost faptul că o parte din fetele care fuseseră la această întâlnire au ales să stea cu bărbați de vorbă la o masă unde se discutau lucruri profunde, filozofie, valori, religie, credință, istorie, în timp ce un număr, nu mic. Doamne, mă scoate din minți ideea asta că gen e așa un virtue signal obosit, e literalmente virtue signaling. Uh, filozofie, istorie, ok, și ce faci cu informațiile astea dacă ești tot un terminat? Poți literalmente să fii ultimul terminat și să citești toată ziua numai istorie și filozofie și să fii în continuare ultimul terminat. Poți să citești istoria din perspectiva fasciștilor și să le dai dreptate și să citești numai whatever, Schopenhauer. Măsura lucrurilor nu este că citești filozofie și istorie. Măsura lucrurilor este cum te comporți cu semenii tăi. Scuze dacă sunt un pic creștinești așa. Măsura lucrurilor este cum te comporți și cum manifesti empatie față de oameni din jurul tău. Mă scoate din minte că nimeni nu vorbește despre chestia asta. De tineri, de 18, 19, 20 de ani, au ales fie să stea pe telefon și să comenteze cu prieteni sau prietene online, în virtual, vă dați seama, să comenteze da. care e viața lor în Maramureș, fie au ales să petreacă vreo două ore și jumătate în zgomotul asurzitor al manelelor. Ce credeți că ne spune povestea asta? De ce o femeie la 25 de ani este interesată să stea mai degrabă de vorbă cu un bărbat serios la 30 plus? Oare doar frivolitatea? Credeți că nu e o explicație prea banală? Nu, aici eu înțeleg, Mihai, ce explicații vrei să dai, dar de cele mai multe ori adevărul este că aceste femei vor să stea cu bărbați poate un pic mai copți, pentru că un bărbat un pic mai copt mai degrabă te-ar privi ca pe un om decât un bărbat de 25 de ani. Ați cunoscut vreodată un bărbat de 25 de ani? Scuze, ați stat vreodată de vorbă cu un bărbat de 25 de ani? Că sunt, na, sunt n na, ce vrei, sunt proști, n-au experiență, n-au nimic, nu -i interesează, nu e așa, e să zicem, este o din păcate, felul în care bărbații sunt condiționați uh, societal, să nu îți pui tu probleme de ce simt eu, ce simte ăla, dar cum să facem să fie bine, cum să... Nu, toți sunt condiționați să se simtă tot timpul că au ceva de dovedit. Pentru că este această cultură, eu cred foarte tare în chestia asta. Este cultura patriarhatului, dragi prieteni, fix asta se face. Te face să te simți prost cu cine ești tu ca om. Te face să te simți că nu ești bărbat dacă nu ai, nu știu ce, de ceas la mână, nu știu ce mașini, nu știu case, nu știu ce whatever, toate căcaturile astea. Patriarhatul, eu cred sincer, nu face decât să-ți bage în față așa niște simboluri, niște chestii care de fapt sunt arbitrare și să ți le prezinte ca fiind ceea ce tu trebuie să fii, ca să te facă să te simți inadecvat, să vrei să intri în tot colimatorul ăsta de căcat, să te duci să exploatezi oameni în India să ne da, faci tot căcatul ăsta. Asta este problema de fapt. Și de-aia femeile astea aleg mai degrabă oameni de 30 de ani care, mă rog, au și ei o vârstă și nu mai au chef de căcaturi și vor cu adevărat o persoană care să le fie alături. Nu neapărat să bage, nu e așa, proverbialul, nu vreau să zic cuvinte urâte... Ați înțeles voi. Să bage viezurile la, la scorbură, așa, mă rog, ok, whatever, nici asta n-a fost cea mai bună. Eu cred că răspunsul totuși trebuie căutat în interiorul nostru. Poate că sistemul de valori pe care l-am primit în societatea asta postmodernă, mm. în care anything goes și totul e relativ, poate că sistemul de valori nu ne-a învățat să punem preț pe lucrurile esențiale. Și un lucru esențial pentru orice bărbat este să poată cuceri femeia viselor lui, femeia vieții lui. Fără această cucerire, orice bărbat autentic se va simți handicapat. Și, oh, leu, doamne, taci. Ce este femeia visurilor? Asta e altă chestie care mă enervează scuze, dar este literalmente propaganda neoliberală, scuze, exagerez cu chestia asta, poate, dar ideea că, domnule, femeia visurilor mele, cred eu, creează niște așteptări nerezonabile, creează mai degrabă proiecții și plăsmuiri, ca să vorbesc ca domnul Neamțu, decât să creeze ideea că oamenii trebuie să se întâlnească la un moment dat și să comunice și să se înțeleagă între ei. Cred că oamenii trebuie să se cunoască se va simți infirm, se va simți lipsit de o putere esențială, puterea de a fi el însuși. Același scenariu l-am văzut repetat și la alte evenimente sociale, nunți, botezuri, cu tot unii. soiul de alte întâlniri peste vară, toate mi-au scos la iveală faptul că adesea bărbații sau băieții ar trebui să spun, deși în buletin ar fi bărbați, ei nu mai au 16 ani, ei au 20 plus. Iată, iată condiționarea despre care vorbeam. Păi, tu nu ești, ești băiat, nu ești bărbat. Un bărbat, domnule, stă până la 10 noaptea la un proiect interesant. Uite așa, uite așa, mii și mii și zeci de mii de tineri se apucă de tot felul de afaceri doar ca să se simtă și ei bărbați. Zeci de mii de tineri se duc pe Alibaba și iau niște breloace, un leu și vin și ți le vând ție pe un site făcut nu știu cum. Și nu, de fapt ei nu produc nimic de valoare reală, umană. Ei, de fapt, nu produc niciun căca nimica. Ei, tot ce fac, închină acestui obiectiv, absolut imbecil din punctul meu de vedere, dar tot ce fac, închine acestui obiectiv de a acapara aceste simboluri. Banul, casa, statul la muncă, bla, bla, bla. Aleg să converseze în mediul online, deși au la masă o fată drăguță cu care, poate, ar reuși, dacă ar fi curajoși, să înfiripeze începutul, zic doar, al unei relații. Cu... Păi și dacă îi se pare o fată drăguță, ce crezi că nu-i scria lui aia pe Instagram? Dar mi se pare stupidă chestia asta. De ce ai presupune că un băiat care stă pe telefon la masă alături de o fată drăguță, atâta timp cât, într-adevăr, îi se pare lui drăguță, n-ar aborda-o niciun fel niciodată? De ce ai crede chestia asta? Adică n-ai fost, mai Mihail și tu la rândul tău copil, am fost cu toții în situația aia. Dacă îți place de cineva, o să-l abordez sau o să o abordezi orice -ar fi. Cuvintele, însă, sunt greu de scos pe gură, inima este adesea împietrită de eșecuri anterioare și, bineînțeles, drumul către paradis e îngropat în labirintul regretelor. Trebuie să vă spun, chiar și la nunta mea m-am dus la niște prieteni care sunt studenți și i-am întrebat, stând la o masă cu mai multe fete, i-am întrebat, voi de ce nu vorbiți? Voi de ce nu vă deschideți sufletește față de uh, persoanele acestea? Și mi-am dat seama că ceea ce lipsește unei tinere și al extraordinare generații. La care nuntă? La prima sau la a doua? Mi-am dat seama că ceea ce lipsește unei tinere și al extraordinare generații, foarte creativă, foarte dinamică în zona asta IT și cu foarte multe calități al minteri, ceea ce totuși lipsește aceste generații, este exact acest arsenal, l-aș numi eu, de instrumente de seducție curate și persuasive în același timp. Dar cum adică arsenal? Seducția e un război? E o bătălie? Asta e altă de idee absolut imbecilă. Nu știu dacă ai zis-o neapărat, Mihai. Așa, dar ideea că, domnule, dragostea e un război, mi se pare incredibil de toxică și de imbecilă, scuze. Dragostea nu este un război. Dacă ți se pare că dragostea e un război și că dacă te cerți cu partenerul sau partenera ta, înseamnă că e pasiune la mijloc, that's a big no-no. You're really in the wrong, sorry. You're, ești super pe lângă, scuze la ce mă refer. Nu doar la cuvânt, deși asta e foarte important, să știi să spui un banc fără să fii grosolan. <laughs> fii atentă, eram la, eram la bunicul meu la fermă și stăteam eu acolo la fermă și mă uitam așa pe la animale, bă, și erau acolo porci, câini, pisici, paci, dar miei, miei nu m-am el miei conară, nu m-am conară. Să știi să spui o poveste, fiind interesant, dar fără să fii, eu știu, nici lăudăros, nici foarte obraznic, să spui lucruri pe care le-ai văzut în țări îndepărtate, dacă ți s-a întâmplat vreodată să ajungi acolo, dar uh -huh. dincolo de toate astea, mai sunt și gesturile pe care trebuie să recunoaștem. Strămoșii noștri le stăpâneau la perfecție. Vreți să vă dau un exemplu? Jocul. Ce strămoși stăpâneau celălalt de perfecție, măi? Ce strămoși, măi, Mihail, măi? ăia deci vindeau fiicele la străini ca să mai iau o, o, o căruță de grâu? Ce, cum adică strămoșii noștri? Doamne, ce mă enervează această romantizare absolut imbecilă a trecutului. Trecutul nostru este absolut unul barbar, chiar și în Europa vestică, să zicem. Este absolut un trecut barbar. Este un trecut oribil. Dacă te întorci acum oriunde în trecut, și la 1800, și la 1500, și la 1100, și la or oriunde te-ai gândit tu să te întorci în trecut, tu, Mihail Neamțu, o să te simți absolut oribil și îngrozitor acolo, chiar dacă faci parte din aristocra aristocrație. Nu mai zic de aia, de erau vai morților pe străzi, Acolo. El are model pe Ștefan cel Mare, da, Ștefan cel Mare had mad riz. Vorbea cu domnițele de nici nu știau la ce cu ele. Doamne, absolut incredibil, absolut incredibil. Dansul toate aceste forme de inițiere a băiatului în bărbăție care presupuneau că da, acolo în ring trebuie să stăpânești femeia pe care vrei să o, până la urmă, dansezi. Toate aceste instrumente, spuneam, care au și o componentă poetică și una artistică și una psihologică, par să fi dispărut cu totul. Pur și simplu, nu mai știm să facem noi, cei din orașe, ceea ce făceau oamenii de la țară, vașnici și vlăjgani autentici, la 20 de ani, acum aproape un secol. Ce po poftim? Ce făceau? Ce surse ai, mai omule? Cum adică ce făceau oamenii acum 100 de ani, Dacă ai citit? Nu știu. Citește Ion, să vezi cum tratau uh, vlăjganii, mândrii. Uh, nu știu, zic așa ca idee. Citește orice din vremea respectivă. Cum crezi tu că tratau bărbații femeile la vremea respectivă? Ești bolnav? Ce zici acolo? Nu mai știm să facem ce făceau bunicii noștri. Adică ce? Să bată femei și să le... Nu mai zic. Că toate nenorocirile se întâmplau la țară. Cum erau tratate femeile la țară pe vremuri? Ca un accesoriu, nu-i așa, în gospodărie, care trebuie pus la treabă și trebuie să-și facă treaba că dacă nu... Bam! Mă rog, și acum sunt. Păi dacă... Nu, păi, și acum sunt, dar dacă acum e cum e. Având în vedere cum se întâmplă progresul ăsta social, că vedeți și voi acum cu ochiul liber, dacă acum e cum e, puteți să vă închipuiți cum era cu 100 de ani? Absolut insane. Traf. Dar și tonul cu care o zice, băi, așa dojenitor, de parcă suntem noi complet greșiți și... Fă, că acum 100 de ani era perfect și acum e totul rău. Bă, boală umană care ești boală bipedă, incredibil. Bă, nu suport tonul ăsta. V-ați întrebat oare Duminica, după mersul la biserică și după horă. Ce simțea o femeie când ea a fost jucată de doi trei bărbați, dar unul singur a știut să chiue, unul singur a știut să o țină, să o stăpânească în în arta asta a dansului, a, a jocului. Unul singur a știut să i-șoptească o vorbă de duh. Ce credeți că a simțit acea să i-șoptească o vorbă de duh? Câinii latră, ursul merge. <laughs> Fii atent, ne poate cum uh, agăți uh, femeia. Te duci la horă, da, o joci acolo, nu știu ce, te bați cu el alți trei, îi dai pe aia la o parte, da, o ei, o joci bine și după aia îi zici așa la ureche. Apa trece, pietrele rămân. <laughs> Tare frate, șmecherie mare. Femeie la capătul acestei experiențe. Că poate bărbatul care s-a impus, Bărbatul care a sedus-o va fi chiar soțul ei. Ori lucrul mm. ăsta, astăzi nouă, ni se pare bizar, ni se pare dintr-un secol foarte îndepărtat. Cum adică să chiui, cum adică să țip, cum adică să șoptesc, cum adică să o țin în brațe. Ei bine, tocmai asta ar trebui să ne pună pe gânduri. Faptul că adesea femeia asta așteaptă, să fie cu adevărat stăpânită. Aici eu zic chestii dure și sunt un pic la limită. Nu ești la limita, ai depășit limita. Cum adică femeia își dorește să fie stăpânită? Bro, dacă tu, dacă tu, dacă tu vrei scuze, nu, stai așa, că nu vreau, că eu nu sunt femeie, ok? Și nu pot să vorbesc în numele femeilor neapărat. Uneori poate o mai fac, dar niciodată cu rea intenție. Dar chiar și, știi, dăm la o parte, da, perspectiva feminină pentru o secundă. Știu că asta se întâmplă des în această lume în care trăim, dar pentru o secundă dăm un pic la o parte perspectiva feminină și nu știu ce zic femeile. Pentru tine ca bărbat, ce a mea de, de, de satisfacție ai în sufletul tău. Ce bucurie și ce mulțumire emoțională ai tu în sufletul tău dacă femeia care stă lângă tine stă lângă tine pentru că tu o stăpânești. Că tu o stăpânești. Și mie îmi place Opelul meu. Dar nu-l iubesc, înțelegi ce vreau să spun? Și mie îmi place cuptorul meu cu microunde. Dar nu-l iubesc. Femeia, ca și bărbatul, vrea să se simtă iubită cum și bărbatul vrea să se simtă iubit. Chestia asta nu se poate, nu, cum să zic, nu poți să o condiționezi, nu poți să te apuci tu să faci 500 de flotări pe zi și să citești Kant și Hegel și după aia cu lingo tău, cu logorea ta să fecundezi. Nu există așa ceva. Se întâmplă sau nu se întâmplă. Oamenii trebuie să trăiască în respect unii față de alții, în primul rând și după aia vine restul, vine de la sine. Sunt sară ăștia în cap, feministele. Cum adică să fie stăpânite? Da, da, da ia ca, ți-am și sărit în cap. Dar nu e că ți-am sărit în cap, că nu știu ce. E că Mă nene, mă dar nu vrea nimeni să trăiască așa. Și faptul că s ația oameni care zic că da, așa e corect, e o minciună pe care ne-o spunem nou înșine. Pentru că vezi tu care e chestia? Mi se pare că e de o mii de ori mai greu să fii vulnerabil în fața unui om și să fii tu însuți și să tratezi oamenii cu respect. Cumva, nu știu cum se face. Pentru oameni ca Mihail, ne-am să înțeleg că așa e de o mii de ori mai greu să fii vulnerabil și să tratezi oamenii cu respect și să accepti când cineva poate nu-ți împărtășește același sentimente. Asta e așa, o chestie foarte importantă pentru bărbați și, într-adevăr, e ceva delicat, știi? Bă, ce face în momentul în care te duci la o duduie, îi faci avansul și duduia, duduia te refuză? Bă, nene, adevărul și răspunsul este nimic. În momentul în care duduia te refuză, faci nimic. Te duci acasă. Asta este ceea ce acești oameni nu pot să conceapă, așa mi se pare. Ei tot timpul zic, nu că m-a refuzat, că nu i-am făcut, că n-am... Bă, nene, nu. Nu există așa ceva. Te-a refuzat cineva, mergi mai departe nu ai ce să faci. Într-o bună zi o să găsești tu pe cineva. Și asta este și la revedere. Și asta este un lucru pe care în toată discuția asta despre seducție, neseducție, nu știu ce, nu zice nimeni. Nimeni nu zice să renunți. Ca e nașpa, că sună că să renunți. Da, ok, să renunți la visul tău sună nașpa. Să renunți la bă, cariera ta sună nașpa. Ok, șor. Sure. Dacă când vorbim despre oameni, vezi tu, cariera, visul sunt chestii care cumva există independent. Că tu le ai sau nu le ai, că le visezi sau nu le visezi, ele există independent. Un om nu funcționează tot așa. Un om are propriile lui sau sale dorințe și nu știu ce. Dacă tu nu te încadrezi în dorințele acelui om, asta este, frate, nu poți să ai control asupra chestii astea. Asta e ceea ce mi se pare că lipsește complet din toată chestia asta de seducție. Pentru că toată lumea vrea să-ți vândă o soluție, știi? Nimeni nu vrea să-ți zică merge acasă. Toată lumea vrea să-ți vândă o soluție ca să facă whatever, clicks, să facă bani, să facă whatever, să pară că gen nu îți ofer un serviciu pentru care tu la un moment dat, ai putea plăti într-un fel sau altul. Dar nu există așa ceva. Vă rog frumos, dragi băieței, acceptați refuzuri. Băieți și bărbați, acceptați refuzuri. Când cineva zice nu, este nu la revedere merge mai departe. Nu este nicio problemă, nu este nicio rușine. Dacă râde cineva de tine că, cine... că o femeie te a refuzat, a este problema lor și să sugă și mă sunați pe mine și mă roșii bat, ok? Bun, mulțumesc. Ei bine, tocmai asta ar trebui să ne frapeze. Gândul că poate femeia sau unele femei măcar. Cele care sunt hotărâte și dornice să construiască alături de un bărbat, vor să vadă stăpânirea de sine, șuvoiul acela de energie, încrederea, pofta de viață a bărbatului care s-a așezat în fața ei. Am spus asta, recunosc, și ca să spulber mitul progresului, cum că noi am fi superiori bunicilor noștri. Când repet, ei știau să stea în horă și să stea în joc 4-5-6 ceasuri, în timp ce noi obosim după 10 minute și pentru că cei... Dar tu de ce oposești după 10 minute, Mihai? Ia, bagă, bagă jumătate de oră de horă acum, dacă e șmecher. Bagă jumătate de oră de... Bă, și deci mă enervează chestia asta, e așa de stupidă. Hai, Mihai, bagă jumătate de oră de hor dacă e șmecher. Arată nici nouă. Doamne, incredibil. De odinioară știau să facă un, nu doar un snop, ci o căpiță de fân și încă una, și încă una, și încă una în doar jumătate de zi, în timp ce noi găfuim dacă am alergat uh, 10 trepte. Ei bine, dincolo însă de acest punct, pa, că vreți doctrinar, ideologic, nu? Că... Fă o capită de fân în jumătate de zi, Mihai, dacă ești maker. Arată-ne. Progresul nu e întotdeauna ceea ce ni se pare. Progresul nu e niciun caz faptul că țin mână un iPhone. De... Bă, dacă de ignorant să fii din punct de vedere bă, 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 social. Cât de ignorant să fii, băi, Mihai, ai fost vreodată la arena DNB? iartă mă știu că sună stupid, dar e adevărat. Eu când mergeam la asta de drum and base, păi mă jucam fără droguri, atenție, fără nimica. Păi mă jucam și oră, oră constant stăteam și mă jucam și făceam pe acolo și nu. Da, dânsulețe macarena. Da, alea greve de drum and base, de da, de știi cum faci de în picioare, așa, e ca la horă. Mi se pare că e, e, e așa de analog, așa de. Așa e un omolog al horei de altă dată, dansatul de la rave Încât, na, nu pot să cred decât că Mihai e ignorant, scuze DNB, egal horror, DNB e egal horă, neironic DNB-ul e horă Nu pot să nu, n -ai ce să zici E hora contemporană, scuze, dar așa e Mă rog De 1500 de euro Vreau să spun ceva mai important Că nouă, bărbaților, ne revine obligația De a redescoperi aceste practici ancestrale Probabil ca să ajungă la această stăpânire de sine, la această ușurință de a locui în propria ta piele, bărbatul trebuie să stăpânească nu doar arta conversației, care este esențială și vom reveni la ea, cât și aș spune o bună relație cu propriul său corp. De multe ori bărbatul astăzi pariază pe o eternă amânare, inclusiv a oficializării relației. Și atunci trăiești adesea în singurătate o sexualitate imaginară, o sexualitate diformă, o sexualitate până la urmă fictivă, o sexualitate prin delegație. Când zic că trebuie să te simți liber în propria ta piele și că trebuie să îți manifesti propria... Sexualitate prin delegație? acă avem pornache. Sexualitatea prin delegație vrea să zică de filmele porno și această epidemie de labagii. Și știi care e chestia? Într-un anumit fel că sunt statisticile astea, nu? Că gen, din ce în ce mai mulți bărbați sunt celibatari, cum era aia că, like, mileniali și genzii fac de nu știu de mai puțin sex ca celelalte generații și nu știu ce. Dar, cum să zic, eu cred că asta e o problemă. Într-adevăr, este o problemă. Soluția la această problemă care este? Să zic, bă, ești prost. Nu, soluția la această problemă, ca să o descoperi, trebuie să analizezi un pic problema. Poate ar fi mai bine să analizezi un pic problema. Poate are de a face cu faptul că tinerii din ziua de azi nu au autonomie, sunt ținuți la standarde absolut imposibile. Cred sincer că viața pentru tineri în ziua de azi este mult mai grea decât era viața pentru părinții noștri când erau tineri. Și mă rog, acum putem să ne raportăm la mai multe țări și așa și nu trebuie să rămânem neapărat în România. Dar dacă te uiți, nu știu, cum era viața în America în anii whatever, 50, 60, 70, adică nu poți să compar chestiile astea. În mod evident, e mult mai greu să ai o casă ta în ziua de azi, să ai o mașină ta, să ai o așa... Ah, în fine. Propria corporalitate și să-ți asumi propria identitate, spirituală desigur, culturală, mă refer și la faptul că la un moment dat trebuie să zici da sau ba. Este, după părerea mea, lipsit de bun simț să faci o femeie să aștepte 2 ani, 3 ani, 4 ani, fără o promisiune fermă. Înțeleg un an înțeleg un an jumate, înțeleg hai doi ani de tatonări reciproce. Dar după o vreme, și cred că nu putem vorbi de mai mult de doi sau trei ani, e momentul să spui ea este femeia mea sau niciodată nu mă voi căsători cu ea. Dacă ești incapabil să spui gândurile tale în ceea ce privește viitorul ei, cred că ai o problemă de etică, de responsabilitate, de asumare și până la urmă de obraz subțire. Consecința paradoxală, involuntară, dar toxică a amânării, asumării relației, prin logodnă și apoi căsătorie, e faptul că tu, bărbat, vei trăi... Stai un pic, stai, bă, stai așa un pic. Asumarea relației se face doar prin logodnă și căsătorie? Stai bă, frate, un pic. Cine a decis asta? Cine a decis că asumarea relației se face prin logodnă și căsătorie? Scuze, că n-am înțeles. A, ah, asumarea relației când am implicat statul în relația mea? <laughs> nu, ok, gata, scuze. <laughs> mă scuzați. <laughs> e faptul că tu, bărbat, vei trăi cu... Tot soiul de fantasme erotice sau sexuale pe care le vei satisface în obscuritatea camerei tale, fie a de cămin, fie a apartamentului în care ai ales să stai singur. Singurătatea are foarte multe capcane despre care merită să vorbim mai onest și, bineînțeles, autosatisfacerea sexuală prin masturbare sau prin alte practici, astăzi foarte răspândite, este una dintre aceste capcane despre care. But... Ok, pot să înțeleg, da, într-adevăr. Știi care e chestia? În momentul în care tratezi masturbarea ca pe o porție de dopamină de care ai nevoie în fiecare zi ca să-ți îndulcești această existență cruntă în această hazna numită pământ. Da, a pot să fiu de acord. Asta nu înseamnă că trebuie... Asta mă enervează că oamenii ăștia nu pot gândi decât în extreme. Da, te masturbezi la toate nenorocirile pământului de 5 ori pe zi în grota singurătății, ori nu te masturbezi deloc. Măi, nu scuze, dar nu există între, știi? Ca orice altceva, da? în, când vorbim despre masturbare trebuie să găsim un echilibru este vorba despre echilibru și nimic altceva mare chestie ideea că dacă te masturbezi nu mai vorbești cu dudui este o tâmpenie ideea că dacă te masturbezi nu mai ai motivație și nu mai... este iarăși o tâmpenie ideea este să tratezi chestia asta cu o care responsabilitate ca să zic așa pentru că pe de o parte da poți să stai toată ziua să te masturbezi la hentai și să trăiești o viață de degenerare și nu știi ce și bla bla dar în acel același timp chestia asta te poate ajuta să te mai controlezi, să te mai... pentru că știm, na, la sfârșitul zilei știm cu toții ce nașpa poate să fie și ce incontrolabil devii în momentul în care urlă hormoni în tine. Ar trebui mai degrabă folosită ca o unealtă decât ca pe, nu-i așa, sursă de plăcere. Da, utilitarian nut, da. Poate mai sărbătorești că te-au promovat la muncă, mai știi, adică sunt tot felul de instanțe în care... <laughs> nu vă luați după filmele porno, chestiile alea nu există, nimeni nu are ștoaca așa mare ca în filmele la porno, ca să nu mai zic că și lentila aia de multe ori e un pic mai wide așa ca să pară ștoaca mai mare, nu există, your penis is fine, don't worry about it, oricum it doesn't, the size doesn't really matter that much, femeile, cum le vezi tu în filmele porno, insatiable, nu sunt așa în viața reală decât dacă le faci tu să se simtă destul de confortabil cât să fie așa cu tine și sexul nu trebuie să dureze uh, jumătate Poți oră. Poate dureze și mai puțin de atâta. Este complet în regulă. Atâta timp cât ai grijă de nevoile partenerului sau partenerii tale, nimic altceva nu are cum să fie o problemă. True logos! Am logos și eu viața mea! Am și eu logos viața mea! <laughs> nu-i vorba aici de condamnare, nu-i vorba de shaming, e vorba de asumare. Știi cumva unde te afli pe traseul acesta al vieții? Știi ce efecte și consecințe directe au practicile tale nocturne și diurne asupra Constituției tale de ființă, ca să zic așa? Și dacă știi, atunci nu ai nicio treabă cu Constituția mea de ființă. Iară cu simbolurile. Constituția mea de ființă nu ține de uh, cât de des îmi dau eu laba. No it does not. Dacă eu mă bazez prea tare pe masturbare în viața mea, asta este o urmare a constituției mele deficitare, de deci asta e un simptom nu este o cauză, dragi prieteni vă rog, băgați la cap chestia asta, că nu funcționează așa nu e că eu, pentru că am făcut asta, e, ca, e gândirea aia de cum zicea tactul când erai mic, nu te mai strâmba că rămâi așa, e aceeași gândire a, păi dacă fac înseamnă că rămân așa nu nene, tu faci chestia aia pentru că e ceva în sufletul tău tu trebuie să cauți în tine să vezi ce nemulțumire ai și așa, și după aia tot totul se rezolvă de la sine. De fapt, n-am stabilit neapărat cauzalitatea, corect, din punctul meu de vedere. Este o părere. Uh, cum influențează actul sexual? Constituția României. N-a zis Constituția României, a zis Constituția ta sufletească. Fii onest și nu te mira și nu te lăsa surprins când unele femei și poate tot mai multe te abandonează, te lasă singur sau pur și simplu îți întorc spatele. Poate... Că ai de transmis un mesaj mai puternic. Poate că trebuie să-ți asumi responsabilitatea. De ce vorbești? Poate. De ce vorbești așa? Poate. Doamne, taci. Că ai de transmis un mesaj mai puternic. Poate că trebuie să-ți asumi Poate. responsabilitatea pentru un destin, pentru un proiect de viață. Poate că trebuie să știi să spui și tu, da, te vreau de soție dacă trăiesc cu tine. Da, vreau să fii mama copilor mei dacă petrec de mai bine de 12 sau 14 sau 16 sau 18 luni în fiecare dimineață timpul acesta de calitate cu tine. Poate câștig și eu un rank la LOL. <laughs> Însă ca ea să spună da, aici da. vine marea bătălie, ea trebuie să vadă în tine niște lucruri absolut evidente. În primul rând, că nu-ți bat joc de moștenirea ei genetică. Dacă ai probleme serioase cu alcoolul, și din două în două zile vii acasă un pic pilit. Și dacă ești un bărbat care ești incapabil să spui nu, să te oprești la un moment dat dintr-o practică, să spunem, nefericită, să știi că ea a înregistrat micul detaliu pe care tu îl consideri nesemnificativ, trecător, irelevant. Detaliul că zestrea ta genetică se strică prin această apucătură nefastă. Al doilea lucru, dincolo de alcool, da, e nașpa să fii alcoolic. Cred că nu știu ce zestre genetică nefast. Ce zice acolo? Da, da, e, e într-adevăr nașpa să fie alcoolic. Asta e ideea. Da, nu fi alcoolic. Dacă, ai, dacă, poți în această lume, nu fi alcoolic. Ok, bun. Dar dacă ea e alcoolică, domnul Neamț, ce mă fac? Uh, Doamne. Please, dincolo de beție, dincolo de această dependență, ea vrea să vadă că ești un om inteligent. În dimensiunea practică, pentru că nu vei lăsa greșelile părinților tăi să se repete. Toată această mm. atitudine a ta față de viață va fi citită micronic. Păi părinții mei, cum adică greșelile părinților noi? Păi părinții mei sunt de o mie de ori mai buni ca mine. Pentru că nu e așa? Umanitatea e... What? Stai un pic, că s-a contrazis cu el însuși. Da, bă, părinții mei nu erau mai șmecheri ca mine, că puteau să arunce, să fac o căpiță de fân în jumătate de oră și eu abia urc trei etaje pe scări. C mă, nu înțeleg. Inteligent în sensul în care știi ce e aia, o vasectomie, da, plus asta. Și vine să spun cu telescopul sau cu microscopul, aproape că nu mai contează dacă ești departe de ea cu telescopul, dacă ești aproape de ea cu microscopul de femeia care va spune da sau ba. Nu întâmplător, apropo, v-ați gândit oare, femeia este cea cerută în căsătorie și nu invers nu bărbat. Da, nu e întâmplător, pentru că femeia de-a lungul anilor în societatea noastră patriarhală a fost considerată, nu i așa, o marfă, un bun casnic un accesoriu în gospodărie și ca atare trebuia cerută de la patron. Trebuia cerută de la patron în speță tatăl ei. Deci de aceea, da, chiar nu e, nu e întâmplător. Da, într-adevăr. Tatăl se lasă cerut în căsătorie deși uneori mai apar și asemenea situații. În esență, dacă bărbatul nu ia inițiativa, dacă bărbatul o lasă pe femeia de lângă el după un an, doi, cu ochii în ceață, sunt toate motivele din lume, în sufletul acelei femei, pentru că ea să se răzbune, pentru că ea să te părăsească, pentru, pentru că ea să se ducă cu un altul, chiar dacă acela altul nu are vârsta tinereții tale, acela altul nu are nici măcar inteligența ta nativă, dar are un plus de ceva, anume de responsabilitate și predictibilitate. Femeile vor să fie într-un cuib. Și dacă tu nu lucrezi la cuibul lor, și dacă tu nu aduci zilnic un... Bă, cu aia, știi ce mă întreb eu? Am numai amintiri de astea de când eram mai tână. Toate femeile în mea se duceau, mergeau în p***a mea cu maxi taxiul din Piatra Neamț până în Iași. Întotdeauna pentru unul pe care îl duream unul care stă toată ziua cu în sus. Ați, ați întâlnit cazuri de genul ăsta? Ați întâlnit chestii de genul ăsta? Întotdeauna e câte un dăsta care stă cu în sus și gen 15 femei în jurul lui. Ai acum să facem, mă, nene? acum să face, bă, frate? Zine, bă, și nou, bă, Mihai, pare că ești complet deconectat de la realitate. Tu trăiești într-o lume din capul tău. Tu nu cunoști oameni, cu adevărat. Vorbești de tineri, dar tu habar n-ai cine sunt tinerii ăștia și ce fac și cu ce se ocupă și ce probleme au și ce vieți au. Habar Plus niște grăunțe la cel acel cuibușor iertați-mă pentru această comparație foarte directă, dar foarte, foarte evocatoare cu păsările, ea te va părăsi. Dacă nu mă crezi, du-te măcar o dată în Delta Dunării, vara, în luna mai, și vezi cum arată jocurile acestea de seducție în care se implică masculii în fața femelelor. Și vei înțelege că cel mai important lucru pentru specia respectivă de păsări, fie că vorbim despre cormorani, fie că vorbim despre pelicani, este să se reproducă. În Dragă Mihai, noi suntem păsări, nene! Ești cu corș? Bă, Mihai, ești cu corș? Ce cum poți să compari pe rușul din delta Dunării cu un om? Cu ceva atât de complex și de neînțeles ca un om? Bă, Miki, ești guguștiuc? Ce ești tu, bă, frate? Doamne, ce mă enervează că caturile astea, că așa, știi, că așa te păcălește. Sună ca o analogie legitimă, știi? A, ah, da, păi natura, și eu sunt parte din natură? eu sunt creația naturii, cu e cu creația naturii, deci... Nu funcționează așa. Mulțumesc. Adâncul sufletului unei femei. Stă dorința sinceră ca ea să fie mamă. Să se oglindească. Mi se pare fascinant cum întotdeauna când vorbim de femei Femeile au uh, 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 nativ în ele dorința sinceră de a fi mamă Dar niciodată nu vorbim despre dorința inerent a bărbatului de a fi tată Cumva despre asta nu vorbim niciodată Cumva nu știu cum se face că femeia are dorințe inerente Care vin așa de la sine uh, 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 Natura femeii practic e, nu e așa, de a fi mamă În timp ce cea a bărbatului nu știu cum se face că niciodată nu e de a fi tată How does that happen? M mă deranjează foarte tare că vorbim noi Doi cucoși obosiți, doi dârlăi, dragă Mihai. Vorbim noi despre natura femeii și ce vrea femeia de fapt. Este Mi se pare o nesimțire foarte mare pentru că sună ca și când femeia pentru tine nu e neapărat o persoană. Tu știi mai bine decât ea ce vrea ea. E, cred că e foarte telling despre felul în care am tratat femeile de-a lungul anilor. Lasă că eu știu că tu de fapt îți dorești să îți fecundezi ouăle și să crească în tine un om în p***a mea și să scoți un bartai omul cât un pepene printr-o gaură cât o nucă. Tu vrei asta! Și după aia să îl alăptezi și să fii responsabil pentru el, pentru whatever, tot restul vieții tale și etc. Tu asta vrei! Știu eu, eu nu vreau asta pentru că eu sunt bărbat. Mă duc la muncă, mă așa, mă așa, dacă vreau să mă fac secretară, mă fac secretară, dacă vreau să aia, dacă eu sunt bărbat, frate. Nu mi se pare fer. scuze, nu mi se pare fer. Mi se pare foarte nedrept și nu mi se pare respectuos și, dragă Mihai, dacă tu ai fi tratat așa, te asigur că ai pornit o cruciadă pentru drepturile omului, Jean-Jacques Rousseau, păi da, Voltaire a zis că nu știu ce, că domnule, că e dreptul nostru de la... Știi? Adică e clar că nu există nicio urmă de logică în discursul ăsta. De fapt, e vorba de niște dorințe absolut imbecile pe care nu le procesăm absolut deloc și la final nu facem decât să forțăm alți oameni să trăiască cum vrem noi, fără să avem de fapt niciun drept de a face asta. Că pe sine, în chipul pruncului, să te vadă pe tine, soț, oglindit în chipul acestui copil minunat, pe care, sigur, iubirea dintre cei doi o va pecetlui cu acest dar al fertilității, adică al nașterii de prunci. Oh, avem și Q&A. Cum îți iei viața în mâini la 20 de ani? Cred că e foarte Ia yeah, cum? simplu. Hotărând cine vrei să fii. Și tu vei fi Omul care repetă timp de 10.000 de ore aceleași acțiuni. Nu, Doamne, taci! Un om la 20 de ani care n-a făcut decât școală, da, a făcut doar cei 12 ani de școală cu care suntem cu toții datori, ca să zic așa, nu are de unde să știe ce vrea să facă pentru tot restul vieții. Este un model prost. Este un model, un fel prost de a pune problema. Nu toată lumea știe de la 20 de ani ce vrea să facă în parcursul întregii sale vieți. Oamenii se pot schimba, oamenii o pot lua de la zero. Mi se pare greșit să pui problema de carieră, știi. Mult mai degrab ar trebui să ai din ce în ce mai multe conversații tu cu tine însuși să încerci să te cunoști, având experiențe. De fapt, despre asta e vorba. Nu poți să te apuci, ca asta e chestia, totul lumea o percepe ca pe ceva concret. Cum îmi iau viața în mâini? Păi, faci aia, 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 aia și cu aia. Nu prea funcționează așa. Pentru că, gen, spectrul experienței umane este foarte larg. Fiecare percepe lucrurile astea în felul lui și nu poți să dai o rețetă pentru așa ceva. Singura chestie generală, I guess, pe care ai putea spune-o în sensul ăsta este să te expui la multe lucruri în așa fel încât să ajungi să te cunoști. Bine, nu vreau să stau la tot Q&A-ul ăsta. Vreau să mă uit la ultimele episoade din Vinland Saga.